Anchetatorii s-au întors astăzi la Caracal pentru cea de-a cincea zi de căutări a dovezilor crimelor lui Gheorghe Dincă. La anchetă participă și acesta, care și-a petrecut noaptea în arestul IPJ Olt. Procurorii DIICOT au mandat de percheziții valabil până vineri. Tot astăzi vor fi făcute perchezițiile informatice asupra telefoanelor lui Gheorghe Dincă și Alexandrei Măceșanu. Ieri, anchetatorii au găsit un sac cu rămășițe umane într-o pădure de lângă Caracal, acolo unde au fost duși chiar de Dincă. Oasele, despre care se crede că ar aparține Luizei Melencu, au fost trimise la INML pentru a fi supuse analizelor ADN. Părerea mea este că nu este Luiza. Părerea mea. El este o speranță și o părere. El nu știa să, spună numele, nu știa să identifice. Asta e fata din luna cutare. Le are pe luni el, pe perioadă. Adică a vorbit despre mai multe persoane. Nu pot să spun. Deci, până una alta, a vorbit despre o a doua persoană și a indicat o locație unde s-au găsit niște resturi. Procurorii DIICOT au confirmat că a fost găsit un sac cu fragmente osoase arse, dar spun că ale cui sunt o va dovedi doar analiza ADN. Și alte urme, doar oase sau și articole și de cenușă. Și cenușă. Aceasta trebuie să fie cernită pentru a putea vedea ce resturi sunt acolo. Da, indica că e vorba despre trupul lui Zei. Din declarația sa, el așa a declarat că este trupul Luizei. Declarațiile sale nu sunt singura noastră pistă, este singura noastră pistă. Noi mergem pe mai multe piste de anchetă. Între timp, apar noi detalii ale crimelor oribile din Caracal. Libertatea publică un articol despre ultima noapte a Alexandrei Măceșanu. Potrivit surselor din anchetă, în noaptea de miercuri spre joi, Alexandra a fost strâns legată cu o sfoară groasă de scheletul metalic al patului și lăsată să zacă pe podea, în timp ce criminalul a dormit în pat.